O echipă de eleve de la Liceul Teologic Cuvioasa Parascheva din Agapia, coordonată de profesoara Raluca Vântu, a câștigat faza regională a concursului Business Plan. Fetele nu s-au oprit aici, acestea deplasându-se la București pentru a participa la etapa națională a concursului, de unde s-au întors cu mențiune. Fetele au câștigat faza regională a competiției Business Plan și au reprezentat Moldova la București. La faza națională au participat 9 firme, ele au luat mențiune, au promovat ca și idee de a face o agenție de turism care oferea produsul turistic Grecia pe râma Sfintelor Moaște. O reușită. Moldova niciodată n-a reușit să ajungă, județul Neamț n-a reușit niciodată să ajungă la București, iar ca și reușită că am luat mențiune și am plasat alte echipe din alte regiuni, mi se pare minunat. Profesoara Raluca Vântu consideră că elevii participanți la concurs au dovedit că au simț al întreprinderii și idei de afaceri inovatoare, promițând astfel că vor contribui la schimbarea României actuale. Elevii din zilele noastre au idei deosebite de afaceri și știu să-și le susțină, atât prin argumente financiare, cât și studii de caz, fiind clienții, concurența, modul de promovare. Juriul a fost format din persoane importante de la Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, dar și din oameni de afaceri de succes din România.